Atentat la sănătatea românilor. Sute de kilograme de carne, lactate și produse de patiserie care trebuiau să ajungă pe mesele oamenilor au fost confiscate înainte de Paște de oamenii legii. Autoritățile ne sfătuiesc să avem o atenție sporită la cumpărături. Goana după clienți, comercianții nu mai țin cont de condițiile de igienă și păstrează marfa în locuri nepermise de lege. În urma unor razii, autoritățile au avut surpriza să găsească tone de carne care nu era corespunzătoare pentru vânzare, ori era foarte stricată, alterată, ori nu avea documente de proveniență. Românii sunt sfătuiți să fie foarte atenți la produsele pe care le cumpără în această perioadă. Recomandăm consumatorilor să acorde o atenție deosebită la achiziția produselor alimentare, având în vedere că unii operatori economici în această perioadă vor profita pentru a-și vinde produsele din stoc, indiferent de calitatea acestora. Să urmărească cu atenție, din punct de vedere organoleptic, respectiv aspect, miros, culoare, calitatea produselor alimentare pe care doresc să le cumpere și să refuze pe acelea care ar avea suspiciuni privind calitatea și mai ales siguranța acelui produs. Sute de polițiști efectuează controle în piețele și magazinele alimentare din toată țara. Acțiunea de amploare durează până sâmbătă și a fost dispusă chiar de către ministrul de interne, Petre Tobă.